Ungaria, campionilor europene, în frunte cu Katinka Hussu și cu Iaca Boș. Da, Ungaria nu a aliniat echipa de ștafetă la campionatele mondiale, deci acum încearcă să realizeze un timp de 4.03, de sub 4.04, ca să poată să intre cu siguranță în această competiție. De asemenea, și Italia a trebuit să înoate sub 4.04, și Turcia, și Finlanda, și Islanda. 4x100 mixt, fete, finala care este aproape să închidă acest campionat european. Urmează ultima probă, aceeași cursă, dar de băieți. Întoarce prima, cred, Spania. Nu, Italia, Germania și Spania, asta este ordinea. Doarele 4 și 5 cap la cap, Italia și Germania. Ungaria în regularul 8, departe, în plan îndepărtat, în poziția 4-a, cred acum, a 4-a sau a 5-a. Dar să nu uităm că Franța nu are ștafetă la această probă și este abia 13 la campionatele mondiale. Italia este a 14-a, dar participă, deci poate realiza un timp foarte bun. Finlanda, de asemenea, a fost a 16-a la campionatele mondiale, iar acum luptă pentru a intra cu adevărat în primele 16 de pe culoarul 1. Lupta pentru medalii se dă între Germania, care e calificată, și Italia, care dorește calificarea. Germania, Italia și Spania, iată ordinea. Pe urmează a doua lungime de braț. Germania și Spania luptă pentru palmares. Italia pentru calificare. Italia este încă pe poziția a doua. După Germania, Italia întoarce prima, Germania schimbă prima, Italia, Islanda, Spania. Da, se detașează clar Germania. Să vedem acest procedeu, pe cine Germania avantajează. Germania este și a treia ca valoare în Europa, după Rusia și Marea Britanie, care nu au ales să nu alinieze ștafetă la acest campionat. Deci, normal, ele sunt campioane europene până la acest moment. Sigur că aici componența din acest moment a ștafetei poate să schimbe sau nu. Duel foarte interesant între ștafetele Italiei și Germaniei. Urmează ultima sută de liber, Brita Ștefan, da, pentru Germania, care în mod normal ar trebui să câștige. Cu siguranță va ajunge și va întrece echipa Italiei, dar acest lucru va ajuta Italia să realizeze un timp deosebit. Surprinzător cât de rău merge Ungaria, cred că sunt obosite. Da, au notat toate probele și Se simte la acest nivel. Probabil nu sunt cu atâtea valori, cu toate procedeele, n-ar trebui să lipsească de la Jocurile Olimpice, dar dacă nu reușesc să noate un timp foarte bun, se pare că vor fi pe lângă. Extraordinar merge Brita Ștefan. Brita Ștefan va câștiga pentru această finală pentru Germania. A plecat după și deja a pierdut-o pe drum pe italiancă. Să vedem timpul Italiei. Vă spuneam, sub 4.04. A opta medalie de aur pentru Germania este adusă de ștafeta de 4x100 fete. Pe locul 3 Suedia. Foarte bine și pentru Suedia, care este încă, ba da, Suedia este calificată, da. Nou record al competiției pentru Germania. Așadar, încă un record doborât în ultima zi, un record al competiției. Germania, Italia, Spania, da? Germania, Italia, Suedia. Suedia.
de pe locul 1 Germania și Suedia de pe locul 3 deja vor lua startul la Jocurile Olimpice în proba aceasta. Să vedem Italia. Zarapove a notat prasul foarte fericită. Germania, Italia și Suedia, Islanda, Spania, Ungaria pe 6, Finlanda și Turcia. Italia este calificată și